Apia Gorj anunță că în perioada 1-31 decembrie 2018 se pot depune cererile de acord prealabil pentru finanțarea aferentă schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2019. Beneficiarii pot fi producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care sunt înregistrate în Registrul Agricol, Registrul Fermelor, Registrul Plantațiilor Viticole, alte evidențe funciare. De asemenea, au dreptul la acest ajutor de stat entitățile care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere, dar și organizațiile de îmbunătățiri funciare. Cereri pot depune și organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare, dezvoltare din domeniul agricol. Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențial beneficiari ai acestei scheme dacă îndeplinesc anumite condiții. De asemenea, până pe 15 decembrie 2018 inclusiv, se depun cererile inițiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2019. Acestea vor cuprinde opțiunea de depunere a cererii de plată lunar sau trimestrial.